Dezvăluiri despre dosarul care îl vizează pe ministrul de finanțe Darius Bălcov. Potrivit procurorilor DNA, acesta ar fi primit mita în pungi de plastic, se întâlnea cu cei de la care lua mită în secret, s-ar fi întâlnit chiar și în cimitir, spun procurorii DNA. Toate aceste informații apar în cererea formulată de procurori pentru arestarea preventivă a actualului primar din Slatina și el pus sub acuzare în acest dosar. Vă reamintesc, magistrații Curții Supreme decid la această oră dacă va fi arestat preventiv actualul primar din Slatina, pe vremea aceea viceprimar, în momentul în care Darius Bălcov primea banii, avea calitatea în momentul respectiv de primar. Toate detaliile le aflăm însă acum de la colegul nostru, Gerhard Ernst. Ce mai spun procurorii, Gheri? Bun găsit. Toate aceste detalii au ieșit la iveală după ce procurorii le-au prezentat în urmă cu câteva momente judecătorilor ce probe au strâns ei în acest dosar. E vorba de denunțuri, dar și de o serie de interceptări care au fost făcute la începutul acestui an. În primul rând, chiar dacă numele actualului ministru nu este pe lista cererii, nu, în cazul lui Darius Bălcov, procurorii nu au cerut arestarea, numele lui apare de mai multe ori în interceptări, iată că denunțătorul în acest caz este omul de afaceri Teodor Berna. El este patronul tehnologic a Radion. Ba chiar mai mult, omul de afaceri este în arest pentru că procurorii au pe numele lui mai multe dosare penale. Teodor Berna este cel care le-a spus anchetatorilor că Darius Bălcov a venit de mai multe ori la sediul firmei lui, de unde a încasat banii din mită în pungi de plastic. Ba chiar mai mult, spun procurorii, la un moment dat Darius Bălcov a plecat de la sediul acestei companii cu 1 milion de lei în pungi de plastic, vă spuneam. De altă parte, procurorii au descoperit că Darius Bălcov a aflat de faptul că procurorii au deschis acest dosar penal. Darius Bălcov s-ar fi întâlnit cu ceilalți suspecți din dosar în cimitir. Asta pentru că spera el să nu poată fi interceptat de procurori. E drept, procurorii n-au putut să obțină un mandat de interceptare a telefonului, tocmai pentru că el este senator, însă acest lucru nu i-a oprit să asculte telefoanele celorlalți suspecți. Este vorba de actualul primar din Slatina, care se află în fața judecătorilor. Din acele interceptări reiese că actualul primar din Slatina, Minel Prina, i-ar fi cerut lui Darius Bălcov să oprească ancheta, să intervină la garda financiară, să intervină la finanțe, instituții care primiseră de la DNA o cerere să investigheze modul în care s-au spălat banii în acest dosar. Tot din referat reiese că Darius Bălcov a cheltuit o parte din mita primită pentru a achiziționa un hotel în Slatina. Acel hotel nu apare în declarația lui de avere. Însă nu sunt singurele informații. Din interceptări reiese că actualul primar din Slatina ar fi încercat să-i liniștească pe ceilalți suspecți, spunându-le că s-a întâlnit cu Darius Bălcov, citez, în urmă cu o săptămână la București și că Darius Bălcov i-a spus că în cazul în care în acest dosar se vor face arestări sau se va ajunge vreodată la vreun proces, el nu îi va lăsa singur, va fi alături de ei. Dar sunt primele detalii din dosar. În acest moment ședința este în plină desfășurare, nu au apucat să vorbească toți avocații, mai rămâne ca procurorii să aibă ultimul cuvânt și rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii în cazul actualului primar din Slatina. Pe de altă parte, știm că Darius Bălcov nu va ajunge în fața instanței, judecătorii nu pot să